Zeci de mii de copii lăsați în grija bunicilor duc zilnic dorul părinților. Fără locuri de muncă, mulți părinți iau calea străinătății în speranța că astfel vor face bani pentru a le asigura copiilor un viitor mai bun. Însă, pentru micuții aflați la mii de kilometri departare, dorul de cea care le-a dat viață este greu de suportat. Dorul de părinți nu ar trebui să fie o experiență de viață, mai ales la vârste fragede. Totuși, caracterizează traiul multor copii. Aceiași părinți, două generații. Părinții de ieri sunt bunicii de azi. Munca în străinătate i-a luat locul muncii în trăiture. Norocunetul și mobilul, fără de care copiii de azi ar fi orfani cu părinții de împrumutat. Cresc cu dorul de așa, așa, tot mai mulți părinți. Pleacă de acasă, e o prostie asta să te duci în altă țară, să nu stai în țara ta. Să stai, domne, acasă, crească copiii cu tine, nu să îi lași singuri. Și devin și să strică la cap, de nu-i mai îndreaptă nici ei dacă vin. Așa e, asta e mirzul general. E cineva de care nu ai încotro să zici, și supranatural, care guvernează treaba asta. După părerea mea, sunt două condiții. În primul rând, condiția nenorocită impusă după 1989, când a trebuit să fie, că asta e adevărul, nu poate să mai dăune regimul care a fost, dar faptul că au distrus tot ce s-a făcut în cei 40 sau 50 de ani de existență atunci, un regim care a fost destul de categoric cu populația, este o mare greșeală. Distrugând economia țării și neavând oameni unde să mai lucreze și ce trebuie să facă, iau drumul pribegiei. Dar după părerea mea este și un al doilea aspect. Cred că și oamenii s-au învățat destul de mai ușor, cred ei că acolo găsesc condițiile de viață mai bune decât să-și creeze condiții de viață în țară. Sunt și aici condiții care trebuie să le îndeplinim, dar trebuie să ne hamăm la treabă toată lumea. Eu îmi pare rău că sunt în vârstă. Dar aici, dacă noi vorbesc de tineret, am găsit tăria morală să ne ocupăm, să facem ceva, am găsit să creăm și locuri de muncă, am găsit și ocupații pentru oameni și nu ar mai fi exodul ăsta nenorocit care de a pleca în străinătate. Banii nu le aduc și fericirea. Sutele de euro vin pe bandă rulantă, fie cash, fie transformați în jucării scumpe, în computere de ultimă generație, telefoane sofisticate, haine de firmă, lucruri ce fură ochiul oricui. Stai și te întrebi ce și-ar mai putea dori acești copii când deja le-au pe toate. Aparent, sunt fericiți, însă, dacă îi privești mai atent, ochii lor spun altceva. Nu pleacă. Dacă n-are unde să plece, nu pleacă. Dacă are unde, mai pleacă pe la rude, așa nu pleacă. Nu pleacă nimeni. Poate credeți că din cauza banilor, cred că acolo vor găsi... Nu, nici acolo găsesc banii făcut gata, trebuie să muncească pentru ei. Și cum tineretul de acum nu prea muncește... Nu știu ce sunt emoțiile unui părinte la prima zi de școală, la prima coroniță sau la prima dragoste a copiilor lor, dar știu că vor să le ofere ce n-au avut ei și îi lasă cu rudele, cu vecinii sau cu cine se nimerește, în schimbul unor sume consistente. Dar copiii suferă, sănătatea psihicului este pusă serios în pericol și aceasta, din păcate, nu se poate cumpăra nici măcar din străinătate. Studiile au arătat clar că toți acești copii sunt cei care consumă cu precădere, de la vârste fragede, substanțe interzise minorilor, au probleme cu poliția și un comportament menit să atragă atenția.